crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. 2400 de euro în această dimineață la Dublu sau Nimic. Laura din Zalău este alături de noi. Bună dimineața, Laura! Bună, Laura! Bună! Bună dimineața! Ce faci, Laura? Păi m-am trezit la 7 să mă scriu la concurs. Ce tare! Foarte bine, bravo! Cine se scoală de dimineață, departe ajunge. La Dublu sau Nimic ajunge. Uite-te la noi. E, Laura? Da? E prima dată când te înscrii? Nu. Aha, okay. E prima dată când răspund la telefon, pentru că m-ați mai sunat acum vreo lună. O lună și ceva. Vedeți că vă spun că există speranță. Și dacă particip la concurs, mai poți fi sunat? Vezi, asta e cuvântul care ne unește, practic. Exact, asta e. Da. Aici vreau să te aduc. Laura... N-am crezut că o să mai am a doua șansă. Laura, să știi că a doua șansă vine cu ceva bănuți. Sunt 2400 de euro. Să vedem ce întrebări îmi pune. Păi stai, nu știi despre ce întrebări e vorba azi? Bănuiesc că se referă la Ziua Națională. Exact. Aici. Și ai pregătit Ziua Națională? Ați studiat? Am studiat. Adică ce poți dori mai mult decât să ai toate întrebările dintr-un singur domeniu? Ai avut de învățat o singură lecție. Scoate, scoate o foaie de hârtie. Așa. Bănuiesc că acasă, nu? Că de, acasă, zi liberă. Acasă. Cineva prin preajmă, vreun ajutor? Soțul. Bun, foarte perfect. Bun. Ne aude și el? Ne aude. Bine, salut, soțul! Salut! Să trăiți! Oh, e perfect! Laura, ai 6 secunde ca să răspunzi, așa că te rugăm să fii atentă, să te grăbești în măsura în care poți. Da. Să nu, adică să nu stai prea mult pe un răspuns, că s-ar putea să, chiar dacă îl dai corect, să nu mai fie luat în considerare. Așa cum s-a întâmplat ieri, de exemplu. Ok? Da, da. Bine. Păi, altfel, Luca a pregătit? Da, pe Laura, cum îl cheamă pe soțul tău? Ladislau. Ladislau. Laura și Ladislau, ok, că de acum încolo așa o să discutăm. Putem să spunem Loții? Loții, de fapt. Gata, Laura și Loții, mult succes! Mulțumim! La Zalău, da? Da, da. Dă-i 300 de euro. Întrebările de astăzi, pe lângă faptul că sunt legate de Ziua Națională, sunt și foarte simple. Zic eu. Trebuie doar să te concentrezi, Laura, da? Și tu, Loții, evident. Prima întrebare pentru 300 de euro. Laura și Loții, din ce an sărbătorim Ziua Națională la 1 decembrie? Din 1990. Ce ai vrut să spui? La ce te mai gândeai? Laura? Păi nu mă gândeam la nimic, aveam emoții. Aveai emoții. Ai băut ceva? Să fie de și ce emoții ne-ai dat nouă, că am crezut că se duce timpul și nu spui nimic. Dar... ai 300 de euro, Laura! Ok, mulțumesc! Cu plăcere! N-ai băut cafea dacă zic că te-ai trezit la 7? Nimic! Păi ce ai făcut de la 7? Din pat, mă! Ce-ai făcut de la 7? Nu te-ai pregătit? În plapul și s-a gândit când... Exact. A ascultat Mihai Larunceanu, a ascultat... Laura Stoica, da. Făcută gimnastică de înviorare, mâncat cafea, îmbrăcat, bloc starturi. Google lângă, tot. Da. Următoarea întrebare. Ok, nu m-am gândit că trec așa de repede secundele, de fapt. Doamne, da, sunt secunde de alea adevărate. Da. Care trec repede. Am luat secunde românești astăzi, să știi. Totul e tradițional românesc. Inclusiv următoarele trei întrebări. Eu zic să mergeți la 600. Ce spuneți? Mergem. Hai. Mergem la 600. Hai. Brava. 600 de euro. Hai că se poate. Din același spectru, Ladislau și Laura, pentru 600 de euro în bani românești, aproape 3000 de lei. Azi am zis că, vezi, am uitat că am zis că facem la paritatea în lei. Aha. Premiile, că n-ai ziua noastră, noi nu suntem cu euro. Zi, domnule, odată întrebarea aia. Laura, fii atentă, da? Da, da. Pe ce dată era Ziua Națională până la Revoluție? 23 august.
De ce? Asta e în afara concursului. În afara concursului, întrebarea de ce? Păi era ziua în care am întors armele. Bravo, mă, Laura. Ai fost la defilare? Am fost, am fost, am. Am apucat. Felicitări. Mulțumesc. Și cam așa continuă concursul. Ca să știți cum stăm. Aveți 600 de euro. Și trebuie să vă gândiți dacă mergem sau nu mai departe. Spre 1200. Mergem. Dom'le, s-au hotărât oamenii. Hai să ne grăbim un pic pentru ei. 1200 de euro. Laura, fii atentă. Și loți. Asta e un pic mai grea, dar nu e foarte grea. Nu e, domnule, grea, nu mai spune așa ceva, că nu e grea deloc. Un pic mai grea decât așa, 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 două, puțin grea. Crește puțin gradul de dificultate, ai, dar mă, puțin. Tată. Laura, te concentrezi și ne spui. Cine a scris versurile imnului național Deșteaptă-te Române? Andrei Mureșan. Ziu nu. Mie nu. Andrei Mureșan? Nu. E Andrei Mureșan? Andrei Mureșan nu, pardon. Cum nu? Andrei Mureșan da. Nu. Da, Andrei Mureșan, e, da. E ziua națională a României. Nu ne oprim într-un U. 1200 exact. De euro sunt banii Laurei și lui Loții. Era un umut. Laura și Loții, aveți 1200 de euro și puteți merge la ultima întrebare de 2400 de euro de dimineața euro. Asta. Aoleu. Fii atentă, pentru că e ziua națională. Da. Mă asculți cu atenție? Da, da. N-avem prea mult timp ca să vă lăsăm să vă gândiți, pentru că e ziua națională, astăzi în mod special, putem să vă dăm 4 răspunsuri din care voi să alegeți unul. Dar pentru asta va trebui să ne cedați 200 de euro. Astfel încât, cu un mic calcul, voi aveți acum 1200 de euro, da? Da. Ne dați 9200, rămâneți cu 1000 și dublați dacă mergeți mai departe pe varianta asta și în loc să câștigați 2400, câștigați 2000 de euro. Și aveți 4 variante de răspuns. Sau dublați clasic și luați toți banii 2400. Deci da. În momentul ăsta aveți, sunt 3 variante. Vă retrageți și banii rămân la voi, răspundeți în mod tradițional la întrebare și câștigați 2400 de euro sau cu răspunsuri care să vă ajute, câștigați 2000 de euro. Ce alegeți? Cele cu 4 variante. Oh. Cele cu 4 variante. Mamă, ce eficiență. Deci foarte pentru bună. 2000 de euro în dimineața asta, premieră în sezonul în curs. Mamă, de ce? Laura, am ajuns la ultima întrebare cu variante de răspuns. Laura, te-au întrebat ce lucrezi? Ce slujbă ai? Ce job ai? Eu, da, nu m-ați întrebat, sunt profesoară. Sunt deocamdată în concediu medical. Profesoară de? De geografie. De geografie. Doamna profesoară, înțeles. Sigur ne luați și domnul Loții? Astăzi. Este arhitect. Arhitect, deci am înțeles. Are metodă, ai văzut? A redus, practic, riscul. Da. Pentru 200 de euro, pac, investiție mică. Mergem mai departe cu 2000 de euro? Da. Bravo. 2000 de euro. Eu zic că ai rezolvat. Laura, pentru 2000 de euro, cel mai mare premiu al acestui sezon de dublu sau nimic. O să ai 4 variante de răspuns, da? Da. Cine a compus muzica imnului Deșteaptă-te Române? A. Marius Țeicu. B. Ciprian Porumbescu. C. Anton Pan. D. Vasile Veselovski. Știam și fără Anton Pan. Tony Pan? Cum e? Anton Pan. Anton Pan. Anton Laura Loții! Bravo! Da. 2000 de euro! Mulțumesc! Bravo! Azi dimineață dădeam un search pe net. Exact la întrebarea asta. L-a pregătit doamna profesoră, ți-a zis? Stai, stai, mă, ce vezi ce înseamnă cadrul didactic? Da. Știe. Dacă și copiii s-ar pregăti la fel. Mi-am făcut temele. Doamna, vă rog să le dați copiilor lucrare dintr-un singur subiect, doamnă. Ceva, vă alegeți ceva. Munții Carpați și atât. Nu-i complicați cu alte subiecte. Niciodată nu-i complic. Măi, băieți, și vedeți, măi, oameni buni, cum e viața asta? A participat acum o lună, a sunat-o, n-a răspuns. Da.
a avut șansa a doua oară exact azi când a fost promoție la dublu sau nimic, 2000, că totuși a fost un concurs ușor, cred că sunteți de acord cu mine, da? 2400 de euro erau toți banii, doamna profesoară ne-a luat 2000 de euro în această dimineață. Am economisit 400, e bine. Bravo, Luca! Felicitări, Laura! Bravo, bravo! Bravo. Mulțumesc, felicitări! Mulțumesc. Bravo! Și la mulți ani! La mulți ani, România! Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în deșteptarea la Europa FM.